Această rubrică vă este oferită de Sanador. Vorbeam puțin mai devreme, încercam să vorbim de fapt cu doamna Laura Ciutacu, medic primar obstetrică ginecologie, despre perioada de sarcină și despre ce analize și investigații ar fi recomandate în trimestrul 3 de sarcină. Sper că am refăcut legătura. Bună dimineața, ne auziți? Bună dimineața, acum da, vă aud. Mă bucur. Haideți pentru început să vorbim despre importanța analizelor și investigațiilor care sunt recomandate în acest ultim trimestru din sarcină. Vă rog. Ultimul trimestru de sarcină este perioada finală, care se întinde de la 28 de săptămâni până în momentul nașterii. O naștere este considerată la termen dacă are loc după 37 de săptămâni. În această perioadă, controlele la medicul specialist vor fi mai dese. Astfel, odată la 2 săptămâni, până în săptămâna 35-36, urmând ca apoi să se producă săptămânal până în momentul nașterii. La fiecare control, medicul specialist va evalua înălțimea, greutatea, pulsul, tensiunea gravidei, va monitoriza bătăile cordului fetal. În acest ultim trimestru se recomandă repetarea unor analize de sânge, cum ar fi hemoleucograma, coagulograma, anumite analize, probe hepatice, probe renale, un sumar de urină și urocultură, secreția vaginală și cultură din col cu determinare de streptococ. Cea mai importantă ecografie în ultimul trimestru de sarcină este morfologia de trimestru 2. Optim se realizează între 30 și 32 de săptămâni și are ca principal scop o reevaluare a anatomiei fetale. Dacă totul este în regulă până în acest moment, următoarea ecografie poartă numele de biometrie fetală și se realizează în săptămâna 35-36 de sarcină, când se va reevalua greutatea fătului, poziția placentei, gradul de maturare a placentei, lichidul amniotic și starea de bine fetal. Bun, care sunt posibilele semne de alarmă pentru care gravida ar trebui să solicite un consult de specialitate? În trimestrul al treilea, posibile semne de alarmă sunt lipsa percepției mișcărilor active fetale, pierderea de lichid amniotic, sângerarea pe cale vaginală, contracții uterine dureroase, persistente, care nu cedează la medicația impusă de medicul specialist, febra, frisonul, creșterea revalorilor tensionale mai mult de 140 cu 90 mm coloană de mercur, cefalea persistentă însoțită de grețuri, vărsături, vertij, cam acestea. Care sunt semnele că urmează să se producă nașterea în cele din urmă? Sunt anumite semne care pot să apară cu câteva zile până la câteva săptămâni înainte, cum ar fi pierderea dopului gelatinos. Este o substanță viscoasă eliminată pe cale vaginală cu striuri sanguinolente. De asemenea, pot să apară dureri lompare sau crampe abdominale. Pot să apară false contracții, așa numitele contracții Braxton Hicks, care sunt neregulate, cel mai adesea sunt nedureroase și sunt de intensitate redusă. Pacienta poate avea o senzație de presiune pelvină, poate simți mișcările copilașului mult mai jos, de asemenea poate să respire mai bine și să aibă micțiuni mai frecvente. Sunt și semne care impun prezentarea la spital, cum ar fi pierderea de lichid amniotic, ruperea membranelor și de asemenea contracțiile uterine dureroase, persistente, cu frecvență, intensitate crescută. După naștere, ce presupune această recuperare, această perioadă de după naștere? Cât de anevoioasă este ea? Recuperarea după naștere poartă numele de lăuzie. Da? În primele ore după nașterea naturală, adică în lăuzia imediată, gravida, acum mica, va fi monitorizată de moașă și de medicul obstetrician.
se monitorizează pulsul, tensiunea, involuția uterului, aspectul și cantitatea lohiilor. Încet, încet, mămica își va relua tranzitul intestinal, diureza are loc în primele 4 ore după naștere. De asemenea, dacă s-a produs, s-a efectuat o epiziotomie sau sunt lacerații perineale, se recomandă toaletă locală riguroasă și cu soluții antiseptice de 2 ori pe zi. Da? De asemenea, recuperarea după nașterea naturală de obicei este una rapidă, gravida putându-se externa în 72 de ore de la naștere. Doamna doctor Jutacu, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, după scurtă pauză, revenim cu informații din sport, așa cum vă promiteam. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.